Venit pe canalul meu de YouTube. Vă invit să dați un share, un like acestui clip, să adresați întrebări dacă aveți și să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o până acum. În acest clip vreau să vă răspund la o întrebare. Ce este durerea emoțională? Durerea emoțională este, în primul rând, o durere pe care noi o simțim în interior. Așa cum sunt durerile de ordin fizic în corpul nostru, la fel le simțim și pe cele care cumva ne strâng inima sau ne apasă sau ne ustură. Da? Putem folosi aceste verbe ca să putem exprima mai bine această durere emoțională. De cele mai multe ori, durerea emoțională poate fi, de fapt, anxietate, rușine, o stare de înstrăinare legată de rușine. Acestea ar fi cuvintele pe care le-aș putea folosi cel mai adesea. Dar ele pot fi și din zona dezamăgirilor, abandonului, a trădării, a nedreptății. Toate aceste cuvinte pe care eu le folosesc, ele își au foarte clar corespondentul lor emoțional, psihologic, în interiorul nostru. În momentul în care cineva simțim că ne trădează, noi simțim ca o lovitură. Unii simt ca o lovitură efectiv la nivel energetic, la nivel de inimă chiar. Și spunem că m-a rănit, da? Respectiva persoană m-a rănit. De fapt, este vorba despre ceva ce tu aveai, deci este ceva, o rană de trădare sau de cele mai multe ori este o rană de trădare pe care o avem deja și pe care celălalt nu face decât să o activeze prin ceea ce el face. Altfel, dacă noi nu am avea aceste răni, nu am simțit dureri emoționale. Deci cumva durerea emoțională ne arată faptul că noi încă avem anumite răni din copilărie și nu numai, pentru că ele se pot forma și mai târziu în viață. Acum, ca strategie, să spun așa, de vindecare, este ceva ce sună foarte simplu, însă e destul de dificil la nivel de practică, pentru că noi exact în societatea aceasta trăim, o societate de anesteziere afectivă, adică o societate care ne îndrumă către a nu simți durerea, către a nu simți stări de inconfortabil. Toate reclamele și în general tot marketingul în ziua de azi este făcut către a fi bine, către a avea o stare de bine, însă e cumva o minciună prin omisiune, pentru că noi nu putem să ajungem la nicio stare de bine, cu adevărat, decât dacă facem loc acestei stări de bine. Și pentru a face loc în interiorul nostru acestei stări de bine, trebuie să curățăm, să spunem așa. Da, este exact ca în viața reală, că lumea este înăuntrul tău. Atunci când vrei să pui o mobilă nouă într-o cameră, trebuie să scoți o altă mobilă dacă vrei să fie loc. Dacă nu, poate că o vreme va fi ceva mai aglomerat în camera aceea până când te vei gândi să faci o ordine așa cum îți dorești tu. Deci trebuie să facem această ordine, această curățenie, această înlăturare, să spunem așa, a aspectelor și a acelor emoții negative care ne duc într-o zonă de joasă frecvență pentru a lăsa, loc, iată, stărilor de bine și a emoțiilor din zona asta a pozitivului să ne cu adevărat să ne trăiască și să le trăim.
De multe ori încurcăm starea de bine cu faptul că bem o cafea sau mâncăm o ciocolată sau mergem la o plimbare sau, nu știu, ne întâlnim cu un prieten. Pe moment, da, poate fi un descărcare a unui hormon, da? o plăcere. Însă, nu acestea sunt lucrurile care pe termen lung ne ajută pe noi să fim împliniți, echilibrați și iată cu controlul asupra stărilor noastre. Ceea ce ne ajută, așa cum am spus, este munca cu noi, care înseamnă dezgolirea de întuneric, să spun, sau trecerea prin întuneric și a face loc luminii. Celelalte lucruri depinde de contextul în care le facem și de frecvența cu care le facem, ca să le catalogăm între dependențe, da? Pentru că putem fi dependenți și să ne putem anestezia afectiv prin consumul de alcool, țigară, cafea, sex, dulce, zahăr, porno, cumpărături și lista poate continua. Noi avem o grămadă de strategii de astea de anestezia afectiv, fiecare după modul în care simte și este structurat. Da, de exemplu, personal nu aș putea fuma niciodată. Alte persoane au fumat zeci de ani și s-au lăsat. Dar pot să mănânc ciocolată, de exemplu, foarte mult. Da? Deci pentru mine poate o strategie de anesteziere afectivă, când nu pot să diger o anumită emoție negativă, mă apuc și mănânc dulce, da? Ok. Deci trebuie să găsești care este strategia ta de anesteziere afectivă, îți sugerez să faci asta, pentru a vedea, a te surprinde în momentul în care te duci și acționezi în acest fel, devii dependent, da, apelezi la acel drog, în ghilimele, pentru a te anestezia afectiv. Pentru a nu simți, de fapt, stările acelea de inconfortabil, de durere emoțională, care, trăind-o, ar putea să te ajute pe tine să ajungi cu adevărat la o stare de bine și la un echilibru și la o vulnerabilitate reală. Ok, cam asta am vrut eu să-ți spun. Dacă ai întrebări, te aștept cu drag pe canalul meu de YouTube sau în privat pe Messenger. Am acum un pachet nou pe care vreau să ți-l spun și cu această ocazie. Este un pachet de 5 întrebări doar pentru tine, doar pe situația ta, pe situațiile pe care tu le vei întâlni, deci 5 discuții cu mine pe Messenger sau pe mail, da? Deci discuții de, nu știu, poate 5-10 minute, deci până când epuizăm întrebarea aceea, sau pe mail pe ioanacatarinapavel10@gmail.com. Pot scrie, pachetul este de 150 de lei, deci pe lună cumva mă ai la discreție, da, cu 5 întrebări în care eu îți răspund cu drag. Te aștept și cu alte nelămuriri și îți mulțumesc pentru urmărire. Pe curând!